Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Valentine's Day, domnule, Sfântul Valentin, știți care a fost problema lui? Care a fost adică problema lui? Adică era un tip foarte simpatic, da. Trăia prin secolul 3 după Hristos și avea un obicei, el curuna religios, creștin, ilegal, cupluri de îndrăgostiți. Le dădea flori din grădină, era un tip pozitiv, dar făcea cununii de-astea religioase ilegale, chestie pentru care a fost luat la ochi de autorități și, mă rog, martirizat și de aceea este considerat Sfântul Patron al îndrăgostiților, mai mult catolici. Da, de Las Vegas al... Da, exact, exact. Băi, strictă treaba pe vremea aia, adică nu puteai să faci și tu o cununie religioasă, dar și acum cred că are și cu unele discuții. Dar ca să ne reparăm greșeala, din dimineața asta în care am început să vorbim, de fapt, despre altceva decât despre îndrăgostiți, așa cum poate era frumos, avem un premiu dublu. Și acolo a fost o poveste cu Ione, care nu vrea să spună de ce ia până mașina, adică da, tot o poveste a fost de dragoste, cumva, așa, dragoste ce multă. Treaba ai tu cu asta. Cu năbădăi, da. Vrem să ne reparăm greșeala, oferim o pereche de hanorace cu Europa FM. Absolut excepțional, le știți foarte bine, toată lumea le vrea. Pentru cea mai surprinzătoare, neașteptată, drăguță, simpatică, amuzantă poveste despre cum v-ați întâlnit jumătatea, în ce context, unde, cum s-a întâmplat. Frate, cum te-a agățat, sau cum ai agățat-o, sau cum v-ați cunoscut, unde, în ce fel, de cât timp sunteți împreună. Sunați-ne la 0372069599, povestiți-ne. Sau dați-ne mesaje. Mesaje audio intră și ele în concurs pe WhatsApp la 0728 3D1 3D2. Noi le ascultăm, interacționăm cu voi. Mamă, și... ce abia aștept, o să fie romantic. Cea mai... Nu descurajă oamenii. Nu descurajezi oamenii, tu, eu aștept poveștile. Cea mai simpatică, surprinzătoare, funny poveste despre cum v-ați cunoscut voi în viața voastră și mai presupunem că mai sunteți încă împreună. Premiu dublu, hanorace Europa FM. Gata, lumea se înghesuie, intrăm în direct imediat. Sfântul Valentin, 7:45, cum v-ați cunoscut? Telefoane, mesaje, premiu. Nu știu că v-am spus vreodată, acum 48 de ani părinții mei s-au căsătorit pe 14 februarie. Habar n-aveau cu Valentine's Day. Păi... Așa că le spun și eu la mulți ani dacă de aici. Și casă de piatră. La mulți ani, la mulți ani. Hai să vedem, începem cu un mesaj sau cu un telefon? Cu ce vrei tu? Hai, domnul. Uite, dă un mesaj. Să vă povestesc cum am întâlnit eu pe soția mea. Mă duceam la muncă, liniștit, într-o intersecție, mi-a acordat prioritate și a intrat în mine. De acolo ne-am cunoscut. Am fost să-mi dea asigurare, am vorbit, până la urmă nu mi-a mai dat asigurare, mi-a dat numărul de telefon. Și suntem împreună de 9 ani și avem un copil de 7 ani. Să vă trăiesc, ce tare! Bă, ce accident! Da. O foarte bună prietenă de familie de-a noastră s-a cunoscut cu soțul ei în Italia. Ea era scuteristă pe acolo și a lovit o mașină, a călcat-o, băgat-o în spital, rău de tot. Auleu. Și a venit avocatul, care s-a îndrăgostit de ea. Ea fiind pe pat de spital, înțelegi, cu capul bandajat, umflat, cu ochii vineți, cu mâinile rupte, picioarele rupte, vai de capul ei. Dar avea personalitate frumoasă. Se cunosc în cele mai ciudate feluri, frate. La dimineața. Eu mi-am cunoscut jumătatea undeva în Parcul Tineretului, sau Lumea Copiilor, cum este numit acum. Mă plimbam cu bicicleta, o știam din cartier, m-am uitat un pic la ea, s-a uitat la mine, a zâmbit. Am întrebat-o, zic, vrei să te plimbi cu bicicleta? Și a zis, nu, nu știu să merg cu bicicleta. Zic, dar te pot învăța. Și uite, așa a început lecții de mers cu bicicleta. Numai că problema a fost că o prietenă de ei, un pic geloasă, a zis, lasă că tu dă-ne bicicleta că o învăț eu. Și bineînțeles că, na, fiind două fete, ea a căzut și s-a lovit foarte tare la picior, a trebuit să ajungă la spital. Mie mi s-a rupt pedala, că s-a căzut tot cu bicicletă. Și eu m-am dus în principiu să-mi duc bicicleta acasă, după care m-am dus la spital să văd cum este. Cum facem cu pedala. Și uite așa, după aceea, din cauza bicicletei mele, au trecut, acum este al 16-lea când suntem împreună. Deci asta e bun. Și avem și două prințese. Da. Este bravo. Florentina. Să fiți sănătoși. Bravo, să vă trăiască. Și tot nu i-a dat pedala înapoi. Hai să intrăm în... Hai să intrăm în direct. Alexandra, bună dimineața. Bonjour, bună. Bună dimineața. Bună dimineața, Alexandra. Neața.
Eu l-am agățat pe soțul meu. Așa, spune, cum? Eu fiind elev la arte, la Ștefan Paulian din Drobeta Turnul Severin, iar soțul meu era suplinitor de muzică. Asta s-a întâmplat în 2007. Doi ani mai târziu, adică după ce l-am agățat și i-a plăcut și lui, el a renunțat la suplinitor, a renunțat pentru mine să fie totul legal și bine. Ne-am căsătorit în 2009 și acum avem 3 minuni. Ok, nu e... Mulțumim, Alexandra, se aude destul de dificil. Da. Hai să continuăm cu Nicolae, bună dimineața. Salut, Nicolae. Salut. Bună dimineața, băieți. Bună. Cum ai făcut? Nu știu dacă m-au auzit că sunt pe speakerphone. Era în 92, eram student anul întâi la ASE. Pe vremea aceea, nu știu dacă mai știți, dar un calculator avea pe cât o sală de curs. Așa. Aveam de pregătit un proiect la calculator și eram programat pe ore, câte o jumătate de oră. Am ajuns la calculator, în fața mea era o domnișoară, colegă de an, pe care efectiv am dat-o la o parte de la birou pentru că era rândul meu. Așa. Tot șase ani ăștia de facultate, am aflat ulterior, îmi spunea, te-am urât pentru faptul că m-ai dat afară, mai aveam un minut de scris la programul respectiv. Și ca să se răzbune, te-a luat de bărbat. Peste 5 ani de zile, eram la aceeași comisie la examenul de diplomă și avea emoții și am cucerit-o cu o sticlă de Coca-Cola. I-am luat un Coca-Cola și de atunci suntem împreună. E foarte îngăduitoare. Da, da, da. Deci după ce ai dat-o afară de la calculator, te-ai iertat pentru o sticlă de cola. Da, ok. Bine, mulțumim tare mult. Mariana, bună dimineața. Bună, Mariana. Bună dimineața. Bună. Povestea noastră a început așa. Da. Am emoții. Te rog, spune. Suntem din același oraș. Eram în anul întâi de facultate. Am venit acasă. Subliniez faptul că suntem din același oraș, născuți amândoi în același oraș, respectiv județ. Okay. Nu ne-am văzut niciodată până în acel moment. Eu venit acasă în vacanța de iarnă, am ieșit cu foștii colegi din clasa a 12-a la o mică serată, distracție, să zic, cum era pe vremea noastră, o discotecă în oraș. Da. Am văzut pe cineva la o intersecție în centru că se uita foarte insistent la mine. L-am înjurat. Așa, am plecat mai departe, fiecare pe drumul nostru. Am ajuns în locații diferite din câte mi-a spus el atunci, dar la un moment dat... Te-a văzut și te-a înjurat și el. Să mai scurtezi un pic povestea. Discoteca unde eram eu s-a terminat și am mers într-o altă discotecă. Acolo cineva, un băiat foarte drăguț, zic eu, m-a invitat la dans. Da. Am dansat așa și la sfârșit, când s-a terminat totul, să plecăm acasă. Așa, te conduc și am zis, da, merg să-mi iau haina. Nu știu eu ce haină ai. Ne-am văzut mai devreme în centru. Și tu m-ai înjurat. Da, exact. Aha. Și am rămas împreună, avem doi copii, am depășit 25 de ani. Mulți înainte. Eu aș fi fost tentat să te întreb cum l-ai înjurat, că poate asta i-a plăcut, dar nu știu dacă e ora potrivită. Mulțumim tare mult, Mariana. Artur, bună dimineața. Salut, Artur. Bună dimineața. Zine pe scurt și povestea ta. Eu mi-am cunoscut jumătatea printr-un viciu, acum 12 ani la liceu. În a doua săptămână de liceu, nu știam cum să fac să intru în vorbă cu ea, n-aveam niciun subiect comun, n-aveam nimic comun. Ea fuma și eu uram să fumez, nu-mi plăcea nici gustul, nici mirosul. A trebuit să mă apuc de fumat. Câte sacrificii. Și fumam în baie la liceu. Și de atunci ne-am tot abonat de-a lungul anilor, n-am fost deloc împreună. Până de curând când ne-am întâlnit încă o dată și acum suntem împreună și... Tu ai fumat în toți anii ăștia? Mare parte din ei, da. Și acum v-ați lăsat, sper. Da, m-am lăsat. Foarte bine. Măcar o decizie bună. S-au lăsat împreună. Am fumat 20 de ani. Marian, bună dimineața. Salut, Marian.
Bună dimineața, vă salut, să trăiți. Povestea noastră începe așa. Mi-am mutat domiciliu cu părinții în 84, fix lângă soția care, cu care sunt și acum. Mm-hmm. Atunci n-am știut că o să ajungem aici. Că nu vă mutați. La sfârșitul anului, la sfârșitul anului am făcut o petrecere de împlinirea 20 de ani. Și am invitat-o și pe ea, fiind vecina. Ce să, n-ai încotro. Și, da. A venit și ea cu o salată băf? Nu. Cu toate că se pricepe să o facă super bună. Așa. Și v-ați cunoscut atunci, la petrecere? Da. Ne-am cunoscut, am rămas prieteni, fiind și vecini, în timp am început să ieșim împreună și fără să avem ceva pe viitor, ceva să concretizeze, încet, încet ne-am îndrăgostit unul de altul și azi o cofetărie, mâine o prăjitură, poi și mâine... tot așa, bravo! Da. Colegi, mai avem 9 secunde să pedala. Spunem și cine câștigă. Eu votez pentru pedala. Da? Vrei să-i dea pedala înapoi? Eu pentru... Și vreau să știu ce s-a întâmplat cu pedala. Eu pentru fumătorul din baie. Hai să mergem cu pedala. Pedala, da. Hai să dăm. Deci pedala ruptă a câștigat. Pedala ruptă a câștigat în dimineața asta. Ok. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.